Sărbătoarea a fost astăzi și pentru credincioșii parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Palazul Mare 1 din Constanța. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită în lăcașul de cult de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Credincioșii parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Constanțean Palazul Mare au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre martiriul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Împăratul certat de Sfântul Gheorghe pentru întunericul în care trăiește cu idolii s-a mâniat. L-a dat la multe cazne. Întâi l-a trimis în temniță. Acolo a înviat un mort. Erau mulți creștini închiși în temniță. Toți au început să creadă mai mult în Hristos și să se încurajeze. I s-a pus o piatră de moare pe trupul său care l-a turtit și credea împăratul că va muri. Dar a ieșit nevătămat. A fost pus în groapa cu var, nestins, 3 zile și a ieșit sănătos. A fost tras pe roată, o roată care avea multe sulițe și multe obiecte ascuțite. Deși trupul era sfârtecat, în urmă îngerul Domnului punea bucățele din trup la loc. Împărăteasa Alexandra, văzând aceasta, a crezut și ea în Hristos. Un eparh a trimis-o acasă, iar Sfântul Gheorghe, ca și împărăteasa Alexandra, își vor primi sfârșitul mucenicesc. Și Sfântul Gheorghe rămâne cel mai biruitor mucenic, pentru că el a făcut și după ce a murit, și sufletul s-a dus la cer, a făcut multe minuni prin sfintele sale moaște. Piatra de temelie a Bisericii Parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost pusă în anul 1992, slujba de sfințire fiind săvârșită 4 ani mai târziu.